Smart City, Bulim Smart City, prezenție de la ședință. Astăzi la ședința noastră sunt prezent 24 de membri consiliului din 32. Ce e propunerea? Ce e propunerea? Nu e nicio propunere? Ce propunere de aici pe ședința de astăzi? Eu, în primul rând, vreau să vă salut toți și vă zic bine ați la această ședință. Și cei care nu ne-au văzut, vreau să vă felicit toți cu sărbătorile care au trecut iarnă. Vă doresc succes, sănătate la toți și noi realizări. Și deci, cuvânt de deschidere, îi oferim domnului viceministru, domnul Apolo Sal. Da, vă mulțumesc, stimați membri Consiliului Regional de Dezvoltare de Sud. Sunt foarte bucuros să particip aici azi la prima ședință din anul 2017 a Consiliului Regional de Dezvoltare de Sud, deoarece este un an pentru noi, un an nou, lansarea și implementarea proiectelor care au fost realizate pe parcursul anului precedent. După cum cunoașteți ieri, la ședința de guvern a fost în final aprobat documentul unic de program pentru proiectul de finanțare de Fond Național de Dezvoltare Regională pentru anii 2017-2020. Ați participat la mai multe etape de acest proiect și la depunerea notelor conceptuale și la evaluarea proiectelor, ați votat și programul personal regional, că tare programul personal regional este inclus astăzi în ordine de zi, cu numărul 3, dacă nu ați fi formit de schimbări. Tot este un document foarte important, deoarece cunoașteți care e situația. Noi avem până când un document unic de program cerc 1.400.000, toate cererile care noi am primit la prima etapă erau de cerc 7 miliarde. Programul operat personal regional în toate viziunile de dezvoltare, conținem mai proiecte în sumă cerc 4 miliarde. Documentul unic de program poate fi compus numai din proiecte care dumneavoastră le-ați votat în programul operațional regional. Alte proiecte nu pot fi incluse pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Toate proiecte care la etapa precedentă, la ședințe trecute, au trecut minimul, scorul minim tehnic pentru a fi prezentate către Comisia Interministerială, am înțeles că se propune să fie incluse în programul personal regional. Pentru asta, noi, împreună cu donatori, mâine avem ședința Consiliului Național de Dezvoltare și Consiliul Director, unde participă și ambasadorul Uniunii Europene, Capiola, ambasadorul României, ambasadorul Germaniei, ambasadorul Suediei și așa mai departe. Unde noi și domnul președinte participă ca membru permanent al Consiliului Național de Dezvoltare Regională, unde noi prezentăm această informație și încercăm să recoltăm finanțarea pentru toate proiecte pentru care dumneavoastră le votați ca programul operațional regional și nu numai proiecte care sunt incluse în documentul unic de program. Deoarece cunoașteți, da, tot înțelegem, noi de prima dată discutăm această problemă sau această provocare, că Fondul de Dezvoltare Regională practic cel mai mic fond din țară, nu practic, dar într-adevăr cel mai mic fond din țară, mai mult că atât, deci nu este sau nu reprezintă un fond sectorial ca fondul rutier care se utilizează numai pentru construcție, reconstrucție și dezvoltarea drumurilor, întreținerea drumurilor. Da, includ și drumul și aprovizionarea cu apă și canalizarea, managementul de șeruri solide, dezvoltarea infrastructurii de turism, dezvoltarea infrastructurii de afaceri și așa mai departe. Și vedeți, dacă vedem ponderile care au fost preconizate pentru fiecare din sectoare pe care noi le acoperim, ponderile e destul de mici, comparativ, dacă vorbim despre 25% din fond pentru drumuri, da? Atunci iese că e circa 40 de milioane, de la 40 până la 50 de milioane, comparativ pe an, comparativ cu fondul rutier care urmează să ajungă peste 2 miliarde. Și de atât intervențiile noastre trebuie să fie foarte punctate. Mai mult ca atât, aici noi plătăm pentru sinergizarea fondurilor cu Ministerul Transportului în primul rând. Deja avem primul experiențe care noi am acumulat cu primul proiect la Altărman Găguzin, din noi cofinanțat 5 milioane și restul 17 milioane din fondul rutier. Avem de gând și să continuăm acest lucru și multe proiecte care noi propunem și unii urmează să fie puse în dezbatere la ședința CNCDR, proiecte care noi propunem să lansăm finanțarea sau achiziție și finanțarea din acest an, care noi propunem mai mult de jumătate din 52 de proiecte noi, mai mult de jumătate lansăm acest an. În primul rând, documente unde este asigurată sinergizarea și cofinanțarea inclusiv cu fondurile, cu Fondul Ecologic Național, cu Fondul Eficienței Energetice, cu Fondul Rutier, cu contribuție partenerilor de dezvoltare și la sub este tot un exemplu.
cu contribuția administrației publice locale. Noi urmează să discutăm cu Cahul, cu Parcul Industrial, dar s-a atacat deja de la Dobăciu. Asta am vrut să răspund. Ședința de azi mai mult e formală, trebuie de raportată, raportare anuală, în comitate cu legii cu privire la dezvoltare regională. Agenția de dezvoltare regională urmează să vă prezinte pentru informare, raport cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare regională Sud, care a fost aprobată în februarie anul trecut. Там акцион, чи масур, кери восем дефинити на чест сенс. Мајан вец, имаш ордин дези программа операционала регионала. Есть форт импортант. Ши есть он лукру, кери влияо се сублиниез апарте. Апробарја программа регионал секториал ин домени успорире атрактивитеце туристичи. Дече право се смотрес кајич сепарат. Програма операционал регионал. Идеско ме отспортич пас, шо наша ситуација кенде инчепин динани до ми пас, прише со prima dată noi am început, sau Ministerul Dezvoltării Regionale cu suportul GIZ-ului, am început elaborarea programelor regionale sectoriale. Au fost elaborate în drumuri, aprovizionare și apă canalizare, eficiență energetică, management de șeurile osăvirii. Pentru drumuri au fost elaborate, pentru toate proiectele care au fost incluse în acest program, noi am găsit finanțarea. Nu noi le implementăm, am găsit de 80 milioane de dolari din partea băncii mondiale și atunci se implementează proiectul, se finanțează implementarea prin administrația de stat a drumurilor. Și au fost, recent au fost publicate tendere pentru proiectare și pentru, deja sunt tendere pentru lucrări. Pentru aprovizionare și apă și canalizare, și pentru proiectul cu eficiență energetică, avem suport din Comisia Europeană, prin granturi din partea Comisiei Europene, prin intermediul iarăși GIZ-ului. Aceste proiecte care au fost dezbătute, au fost elaborate în teren, tot am găsit finanțarea. Acum și urmează să discutăm cu managementul deșeurilor solide, încă urmează că sunt dificultatea, sunt practic gata, dar tot este preconizată, nu e preconizată, deja putem negocieri cu următori, împreună cu Ministerul Ecologiei, circa 100 milioane de euro din partea Berdului și 100 milioane din partea Băncii Europene de Investiții. Bine, nu noi le implementăm prin agenție, implementează Ministerul Mediului, dar care nu văd nicio diferență. În caz în care toată problema cu managementul deșeurilor urmează să fie închisă, odată în țară, n-are importanță cine implementează instituție, care instituție centrală este responsabilă pentru această implementare. Și acum, având această experiență foarte bună și pozitivă, noi continuăm cu dezvoltarea turismului. Au fost formate grupurile de lucru și nu știu dacă majoritatea dintre dumneavoastră sau din raion în care dumneavoastră prezentați au participat la elaborarea și cu experții, cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Pentru ce noi facem acest lucru? În primul rând, să fie luat în considerație, să fie efectuat un studiu a situației cu dezvoltarea turismului în regiune. Deoarece, bine, noi, proiecte care noi am discutat despre DUR, sunt eligibile nouă administrații publice locale. Administrația publică sau primar sau Consiliul Regional, care e mai zgheț, așa, care are capacități de a prezenta, prezintă proiectul. Asta nu înseamnă că este cel mai bun proiect din regiune, asta înseamnă că este un proiect bun din cele care au fost prezentate. Dar dacă facem un studiu pentru regiuni întreagă, poate sunt proiecte și mai bune. Pentru asta și se face studiu cu programe personale regionale. Noi am văzut și noi am depistat această întrebare, inclusiv cu turism. Vedeți cum, cu părere de rău, cu împreună cu colegii noștri de la Agenției Turismului, noi n-am văzut așa o, cu unele excepții la un proiect la centru și la Sparcă la Nord, să fie așa o abordare mai sistematică și mai complexă ce ține de proiecte de elaborare a dezvoltare activității turistice. Sunt multe proiecte, dar sunt foarte locale. Un, nu știu, un oprire pentru autobuse, ceva de felul ăsta, un viceu, un parc și așa mai departe. Știți cum? Da, este proiect foarte și important pentru localitate, dar dacă vorbim despre agricultura regională acestui proiect, mai mult cât și costul, în viceu, centru, 700.000 de lei. Într-un parc viceu trebuie de construit într-un sat. Știți cum? Da, dintr-o parte poate și este problemă foarte mare a administrației publice locale sau a satului Cutare, dar spun că este într-adevăr rezolvă întrebarea mai largă a regiunii, nu poate să spun. Și de atât noi am lansat tot cu în discuție, urmează să fie în discuție cu administrația publice locale. Acest lucru, elaborarea conceptelor și proiectelor de dezvoltare turistică. Poate facem rute mai lungi, poate facem cumva mai unim și cu centru, cu sud. Sunt întrebări care încă nu au fost descoperite. Un singur exemplu și aici mă închei. Iacă la nord, știți cum, a fost tot reabilitată și restaurată cetatea Sorocii. Da, se duc turiștii și vin turiștii acolo, văd permanent, sunt din Soroca, văd acolo cum permanent autobuse stau. Și iacă turiștii, da, ies din Chișinău și până la Soroca. Și n-au nicio oprire. Mai mult n-au niciun obiect turistic.
Ceea că potențial, noi avem potențial. Ceea că turiștii care vin cu bani, vin cu dorință de a vedea ceva, e pur și simplu n-au locuri și n-au alte obiecte de oprit din punct de vedere turistic. Natural, istoric, ceva mai este, cunoaște situația mai bine. Ceea că ceva de filuistă când... și trebuie să elaborăm împreună cu dumneavoastră sau cu semnalul dumneavoastră participarea expertului. Și următoarea programă sectorial regional în elaborarea dezvoltarea infrastructurii de business, parcul industrial, zone economice libere, business incubatoare. Aici, la fel, noi avem un suport destul de bun pentru regiunea Sud și Găgăuzia. Noi am agreat un grant cu Guvernul Marii Britanii și acum se desfășoară acest studiu, să fie foarte profund și foarte detaliat cu companie, dacă nu mă greșesc, PricewaterhouseCoopers, care a fost nu de controlată de către noi, dar direct de către Ambasada Statelor Marii Britanii. Și până în sfârșitul anului trebuie să avem, Stella Crocean se prezentă aici, și dacă informația mai detaliată, avem și acces la expert. Și de aici, dacă noi vom avea un sistem mai complex, să vină pe parcul industrial, bine, parcul industrial trebuie să fie să aibă un știu specific, alt parc, alt specific. Parcul industrial, dacă cum Sud și Găgăuzie, permanent, sunt foarte multe de fabrici pentru haine și așa mai departe. Nu sunt oameni, spun, dar noi n-avem, nu vine lume, nu avem o lume calificată. Aici de mult ce este dezvoltarea regională, trebuie să investim deja și în instituții, este profesionale pentru acest subiect. Dar de a face așa ceva, noi trebuie să avem o imagine. Unde noi mergem, control noi mergem și aici, într-adevăr, este ca o regiune. Un raion, totuși, este un foarte mic pentru a planifica aceste intervenții. Și de atât suntem foarte bucuroși că totuși noi am negociat și în decembrie anul trecut a fost semnat acest acord de grant cu Ambasada Marii Britanii, prin Ambasada Marii Britanii, pentru acest studiu. Și iar că având aceste învedere, pentru aceste proiecte adiționale, și în dezvoltarea turismului, și în promovarea infrastructurii de afaceri, avem posibilitatea, într-adevăr, să găsim bani, care nu așteptăm niciodată să avem de Fondul Național de Dezvoltare. Încă o dată, dacă mă refer la drumuri, 80 milioane de dolari, numai de la Banca Mondială pentru drumuri regionale, pentru coridoare. Că prima etapă s-a început la centru, a doua la sud și după asta la nord. Câți ani este bugetul Fondului Național de Dezvoltare? Haideți să vedem. Și de atât, noi vedem sarcina noastră cea mai mare și pentru viitor, și încercăm aceasta să schimbăm și prin nouă lege, care urmează să fie elaborată sau finalizată elaborarea în anul curent, prin nouă lege a dezvoltării regionale, să schimbăm acest vector. Să nu fie dezvoltare regională numai prin fondul este destul de limitat. Fondul poate să fie utilizat pentru mai multe lucruri, pentru cofinanțare. Aveți proiectul, ați aplicat undeva la fonduri europene. Se cere cofinanțarea de la 15, 10, 20%. Bine, veniți la fondul și dacă coincide cu strategia a dumneavoastră, strategia dezvoltare regiunii, fondul vine cu cofinanțarea și nu căutați banca. Permanent, că cu părere de rău este. Și de ieri era o ședință foarte mare cu proiecte transfrontaliere. Da, au aplicat. Super proiecte. Destul de bun, la transfrontaliere, au trecut, au primit parte de cofinanțare din România, din Comisia Europeană și din partea asta s-a scăpat cu cofinanțare. Și gata, proiectul stă pe plânce, deoarece nu sunt organizate fonduri de cofinanțare. La noi, conflictul cu legea, nu poate să aplică prin timp, nu poate prin DUP. Și dacă schimbările este, noi vedem ca sarcina noastră pentru anul ce vine. Poate prea mult am discutat, la pauză de cafea poate să continuăm mai precis, Privind aprobarea planurilor care le-am votat noi să meargă. Concret, să știm concret și planul respectiv, și proiectul în Duc. Da, înțeles. De implementarea strategiei de dezvoltare regională Sud cu 2016. Vreau să vă spun că acesta, raportul meu de astăzi este primul raport de implementare a strategiei care a fost aprobată anul trecut, 2016-2020. Practic, noi până acum nu raportam
referitor implementarea strategiei. De anul acesta deja noi urmează ca întotdeauna, după ce a fost făcută o evaluare a implementării strategiilor anterioare, s-a dat așa o recomandare ca noi să raportăm conform implementării strategiei dezvoltare regională Sud. Raportul nostru este structurat pe obiective și măsuri și el astăzi vom trece în revistă activitățile care au fost implementate în anul 2016. Raportul implementării strategiei structurează pe patru obiective principale de activitate. Managementul proiectelor, planificare strategică și programare, comunicare, transparență și vizibilitate, cooperare și atragere de investiții și altele. Deci eu astăzi voi raporta pe aceste domenii de activitate. Vreau să încep cu ceea ce este important pentru toată lumea, deci implementarea proiectelor, managementul proiectelor. În anul 2016, după cum știți, că a fost un an foarte greu, nu numai pentru regiune, pentru toată Republica, deci Agenția de Dezvoltare Regională Sud a implementat 6 proiecte. Multe din ele au fost finalizate în 2015, au urmat de efectuat unele achitări restante și vreau să spun că noi la Sud am implementat încă 3 proiecte cu finanțare de la partenerii de dezvoltare și vreau să menționez că suma proiectelor care au fost implementate la Sud, cele 3 proiecte cu suportul GIZ, a fost de 24,7 milioane de lei. Din Fondul Național de Dezvoltare Regională au fost valorificate circa 51,1 milioane de lei. Suntem situați pe locul 2, deci cu 900.000 de lei au fost mai puțin decât la Nord, au fost primii. Și acum vă voi comunica pe domeniile care noi le implementăm, care le avem în strategie. Deci la aprovizionare cu apă și canalizare vreau să încep cu aceea că, după cum știți, la noi se implementează proiectul modernizarea serviciilor publice locale în raioanele Cacul și Leova și deci avem și structura de finanțare a infrastructurii, așa? Și vreau să spun că anul trecut noi am implementat proiectul de la Cacul, ceea ce ține de reabilitarea stației de tratare a apei din orașul Cacul. Deci acest proiect a costat circa 10.811.000 de lei. În anul trecut am valorificat toată suma. A fost reparată integral stația de tratare, sala de filtrare, sala de reagenți, blocul administrativ. Am terminat acest proiect, deci a fost efectuată recepție la terminarea lucrărilor. Acum urmează să avem și recepția finală după ce vor fi înlăturate toate obiecțiile care au fost adică identificate la recepție. Tot la acest compartiment, la Cacul, a fost finalizat construcția sistemului de canalizare în satul Roșu. Deci, după cum știți, în 2012 noi, tot cu suportul GIZ, Ambasada României, au fost construit sistemul de aprovizionare cu apă și anul 2016, deci cum a fost promis atunci, a fost finalizat cu finalizarea proiectului construcția sistemului de canalizare în Roșu, în satul Roșu. Deci acest proiect a costat 16.040.000 de lei circa și în 2016 au fost valorificate 11.916.000 de lei. Sursa de finanțare este de la GIZ, deci au fost construite 22,3 km de rețea de canalizare, 4 stații de pompare, a fost efectuată recepția lucrărilor și vreau să spun că nu ne-am oprit aici, de GIZ în continuare acordă suport pentru a fi efectuată branșarea locuinților la sistemul de canalizare. Deci, tot la acest compartiment, aprovizionare cu apă și canalizare, în 2016, deci am avut finalizarea proiectului, construcția pieductului Filipeni-Romanovca. Deci am avut numai achitările și recepția finală a proiectului. Deci acest proiect a costat 5.747.000 de lei.
În 2016, deci, au fost numai achitări de 599.000 de lei și vreau să menționez că aici am avut o cofinanțare de la Ambasada Poloniei de circa 85.000 de euro. Deci a fost contribuția lor. Ca indicator, la acest proiect s-au construit circa 8,99 km de apeduct magistral, 4 rezervoare de apă și, cum am spus, au fost desfășurată recepția finală și transmise bunurile la beneficiar. În cadrul proiectului modernizare serviciilor publice locale în raionul Ulova, avem proiectul construcției apeductului central de aprovizionare cu apă Ulova Iargăra. Acest proiect este foarte mare, după cum vedeți, el costă 56.657.006 de lei. În 2016, deci, au fost valorificați 50% din banii ce au fost alocați pentru proiectarea magistralei de apeduct. Practic, acest lucru a fost finalizat, deci proiectarea este finalizată. Acum este, toată documentația a fost tradusă în limba engleză și se află la Ieșbor pentru verificare de către experții germani, fiindcă așa sunt condițiile de la donatori. Și în momentul când va fi remis în Moldova aprobarea proiectului dat, noi vom anunța deja achizițiile pentru construcția magistralei Ulova-Iargăra. Deci, au fost, în cadrul acestui proiect au fost, deci, cum am spus, lansată și finalizată elaborarea documentației tehnice, au fost desfășurate mai multe ședințe ale comitetului director local și alte activități. Referitor la domeniul drumurilor regionale și locale. Deci noi, cum am spus, încă din anul 2014 am început reabilitarea drumului de importanță regională a străzii Spirin din orașul Cahul. Un an a fost stagnare așa la implementarea proiectului, da? În 2016 noi am reușit să valorificăm 19.345.003 lei din cele 36.583.002 lei. Pentru anul acesta nouă ne-a rămas circa 11.500.000 de lei de valorificat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și sperăm că o să finalizăm acest proiect în 2017. Deci aici au fost amenajate drumurile laterale, au fost curățate canalele de evacuare a apelor pluviale și a fost renovat 2,6 de kilometri de drum. La domeniul modernizarea obiectivelor cultural-turistice de importanță regională, deci noi am avut lucrări de finalizare pentru Lacul Sărat și au fost achitate ultimele datorii la acest proiect. Proiectul Lacul de reabilitare a zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat din orașul Cahul a costat circa 13.786.004 de lei. Numai din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Deci noi, practic, ce a fost înaintat în proiectul tehnic și în cererea de finanțare din 2010, noi am finalizat Agenției Dezvoltare Regională sub toate lucrările. Deci a fost amenajată zona de odihnă. Noi am acordat suport la elaborarea hotărârii de guvern care Ministerul Mediului urmează să anunțe licitațiile pentru concesionarea apelor minerale, așa e conform legii, și acesta e dreptul lor. Am discutat cu domnul Petrencu, acum urmează ca deci lucrul lor în continuare să fie efectuat de Ministerul Mediului. La domeniul managementului deșeurilor solide, eu vorbesc foarte de mult din 2010, fiindcă am avut o activitate destul de mare. După cum știți, regiunea Sud este împărțită în trei subregiuni, ce ține de managementul deșeurilor solide. Pentru regiunea 3, subregiunea 3, ce ține de raioanele Cahul, Taraclia și Cantemir și acum la propunerea Ministerului Mediului a fost incluse și Ceadăr Lungă din și Vulcănești din Găgăuzia. Și acest studiu de fezabilitate a fost finalizat, deci au fost finalizate toate activitățile ceea ce ține de obținerea evaluării, documentației evaluării impactului asupra mediului,
Toate documentele acum se află la Ministerul Mediu. Studiul de fezabilitate este pe site-ul Ministerului Agenției, deci fiecare care dorește poate să o vadă. Acum așteptăm finanțările care le-a menționat domnul viceministru ca să vină de la Banca Europeană de Investiții și la Uniunea Europeană pentru deja a implementa activitățile din sud. Pentru celelalte subregiuni, ceea ce ține de Cimeșlia, Leoba, Basarabeasca, o subregiune, și Ștefan Vodă și Căușeni, aici studiile de fezabilitate le efectuează Agenția de Dezvoltare Regională din Cehia. Beneficiarul acestui studiu este Ministerul Mediului. Din păcate, noi nu știm la ce etapă este. Am fost colaboratori agenției la unele prezentări unde s-a vorbit că ele sunt efectuate dar în limba cehă. Acum urmează să fie tradusă în engleză și în română ca noi să putem beneficia de aceste studii, dar sincer să vă spun, nu știu când vor fi finalizate, că nu avem noi dreptul la aceste materiale până când. Ceea ce ține de eficiență energetică a clădirilor și spațiilor publice, în 2016, de către Agenția de Dezvoltare Regională și partenerii care ne susțină acest domeniu, a fost efectuat auditul energetic al clădirilor și identificată o listă de măsuri ce ține de eficiență energetică a proiectelor eficientizare energetică a liceilor Constantin Spătaru și Lev Tolstoi din Leoba și eficientizare energetică a liceului teoretic Matei Basarab din orașul Basarabeasca. Vreau să vă spun că aici s-au efectuat foarte multe activități, foarte multe vizite de experții de la GIZ și experții și colaboratorii Agenției de Dezvoltare Regională. Au fost întâlniri cu reprezentanții administrației publice locale din aceste raioane. Și acum urmează să fie finanțate de către GIZ, partenerii de dezvoltare, aceste proiecte. Din păcate, la fel au fost efectuate foarte multe activități și la proiectul de eficientizare energetică a Spitalului Regional Raional Ștefan Vodă, dar această activitate de finanțare a fost sistată de către GIZ, fiindcă este necesar să fie reabilitate, să fie efectuate reabilitări complexe a spitalului. Sunt niște condiții acolo, administrația publică locală știe, este la curent, a fost pusă. Și la acest compartiment a fost efășurat și un seminar regional pentru consultarea atelierilor în elaborarea proiectelor în domeniul eficienței energetice, la care au participat circa 40 de persoane. Acum, s-a vorbit foarte mult anul trecut despre concursul de propuneri de proiecte care a fost desfășurat practic pe tot parcursul anului 2016 și deci ultima activitate a fost ieri, a fost aprobată hotărârea de guvern unde a fost aprobate proiectele ce sunt incluse în documentul unic de program. Deci noi ca agenție am chiar din luna martie am efectuat 5 sesiuni de informare în centrele raionale referitor la concursul de propuneri de proiecte unde s-au explicat toate condițiile. Au fost în rezultatul acestor activități au fost colectate 100 de concepte de note conceptuale care au fost depuse, vreau să zic că noi tot aici am fost pe locul 2, dacă la centru a fost 100 și ceva, aia la noi a fost 100. Rezultatul ședinței care a fost a Consiliului Regional și a Comisiei de Evaluare a fost aprobate 84 de note conceptuale pentru etapa următoare a fi elaborate proiectele. La concurs au fost depuse 44 de propuneri de proiecte care au fost identificate de toate etapele. În rezultatul realizării evaluării tehnico-financiare a proiectelor de către experții care au fost angajați în toate domeniile, deci de către dumneavoastră la Consiliul Regional, din data trecută au fost aprobate 29 de proiecte pentru a fi înaintate la Comisia Interministerială pentru evaluarea finală,
și aprobarea proiectelor care urmau să fie selectate și promovate pentru documentul unic de program. Din păcate, noi la SUD am rămas cu 10 proiecte care sunt incluse în 2017-2020 ca să fie implementate în documentul unic de program. Aici, mai departe, avem așa un grafic ca să vă arătăm de care raion și câte proiecte au înaintat. Deci, Basarabeasca 5 proiecte, Cacul 5 proiecte, Cantimirul 7, Căușeni 5, Cimișlia 7, Leova 9, Ștefan Vodă 5 și Taraclia 1. Deci, doamna Tatiana o să spună în plan operațional regional care proiecte, care sunt acele 10 proiecte. Deci, sunt 3 proiecte trecătoare, 12 proiecte sunt ca rezultat a procesului de planificare strategică a conceptelor de propuneri viabile și 44 de proiecte sunt incluse în plan operațional regional ca în rezultatul concursului de proiecte de propuneri de proiecte 3. La compartimentul planificare strategică, în 2016, după cum am mai vorbit, a fost elaborată și aprobată strategie dezvoltare regională SUD pentru 2016-2020. Astăzi va fi prezentat plan operațional regional pentru perioada 2017-2020, care include 59 de proiecte și mai multe activități ce urmează a fi implementate. Deja o să aveți ocazia să vedeți aceste proiecte în prezentarea doamnei Tatiana. Tot la planificarea strategică, noi ne-am gândit că este necesar ca să promovăm proiectele noastre. Văzând că au fost selectate puține, noi chiar la etapa actuală suntem în căutarea altor finanțări. Chiar ieri am avut discuții cu reprezentantul unei firme din România care i-am făcut cunoștințe cu proiectele care nu au intrat în documentul unic de program și vă spun că i-au tras atenția la unele proiecte ce ține de managementul deșeurilor, proiectele ce ține de dezvoltarea afacerilor, sunt cointeresați ca să susține parcurile industriale, incubatoarele de afaceri. Și iată, la acest compartiment am zis ca să fie mai simplu pentru noi, că chiar într-adevăr e complicat. Am elaborat, după cum vedeți dumneavoastră, le aveți în mapele, în gerbuțele care a fost ocazia să le, toate materialele care le aveți acolo, cu suportul Fondul Național de Dezvoltare Regională, unde am publicat proiectele de succes și proiectele care noi căutăm finanțare. Și vă spun că noi o să dăm la toți cei care ne vizitează și care nu vor să ne acorde suport și vă asigur că noi, Agenția de Dezvoltare Regională, suntem în căutarea finanțărilor pentru aceste proiecte. Totodată am elaborat și ghidul turistic pentru regiunea SUD. Descoperă regiunea SUD, vedeți dumneavoastră, și am crezut și am văzut că anterior era foarte necesar să avem și o variantă succintă a strategiei de dezvoltare regională, care a fost tradusă și în limba rusă, și limba engleză, și editată, și iarăși dumneavoastră le aveți. Sunt două variante. Ceea ce ne face ca noi să avem o promovare mai bună, ca să promovăm regiunea și să putem să acordăm suport la dezvoltarea regiunii. Tot la planificarea strategică, după cum am menționat tot domnul viceministru, noi am elaborat planul regional sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice. Deci aici a fost creat grupul de lucru regional sectorial, a fost desfășurată ședința grupului de lucru, a fost aprobat planul de acțiuni, viziune, obiectivele dezvoltării sectorului și chiar vreau să spun că au fost desfășurate și consultările publice, unde astăzi urmează deja să avem și aprobarea acestui plan regional sectorial de către dumneavoastră, dacă o să acceptați. Cum a spus domnul viceministru, noi suntem și în elaborarea altui plan regional sectorial ce ține de domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri.
Și ne bucură că avem suport din partea DFID-ului, deci a Guvernului Marii Britanii prin DFID. Și vreau să vă zic, iată, cine a participat la acest grup de lucru, au rămas foarte satisfăcuți de calitatea experților și de viziunile și abordările care le au ei referitor la acest compartiment. Deci tot aici a fost creat grupul de lucru regional-sectorial, a fost desfășurată o ședință a grupului de lucru, aprobat planul de acțiuni și structura documentelor. Deja sunt colectate date pentru analiza sectorului ce ține de BNS și alți actori locali, apeleurilor și, cum v-am zis, beneficiem de acest suport care mulțumim. Este reprezentantă doamna Stella Curveceanu aici și mulțumim pentru ceea ce fac ei ca să ne ajute, ca să avem și noi un document foarte bun și cu tot ce ține cât mai bun, ca să o putem și promova pentru dezvoltarea sectorului economic în regiune. Referitor la comunicare și transparență și vizibilitate, cred că ați văzut, noi de anul trecut am angajat un specialist nou ce ține de comunicare, este doamna Luminița Netedu, și în anul acesta noi am reușit să avem 189 de publicații în presă scrisă, circa 75 de ieșiri la radioul național și local și mai multe. Am avut 12 ieșiri la televiziunea și locală și națională. Cum am zis, a fost elaborat ghidul turistic. Au fost diferite evenimente organizatorice. Au fost 245 de comunicate de presă publicate pe site-ul Adelia Sud. Și vreau să vă zic că s-a mărit numărul vizitatorilor. Noi, în anul 2016, am avut circa 84.730 de vizitatori ai site-ului Adresul. Și cu suportul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor ne-au oferit posibilitatea anul trecut să actualizăm și să modernizăm site-ul Adireului. După cum cred că ați observat, el s-a schimbat foarte mult, arată, după părerea noastră, mult mai bine și este mult mai ușor de accesat și pentru colaboratori este mai ușor să lucreze. Au fost elaborate 4 buletine informative care au fost distribuite la circa 500 de actori regionali prin poșta electronică. Desigur, buletinele sunt plasate și pe site-ul agențiilor. Din păcate, nu avem posibilitatea să edităm pe formă de hârtie buletinele, dar în versiunea electronică noi le repartizăm. A fost, cum am spus, elaborat portofoliul de proiecte care este menit de a căuta finanțare și desigur că noi tragem atenție și la dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională. În acest domeniu, regiunea Adria Sud în 2016 a organizat circa 47 de sesiuni de instruire pe diferite domenii. Circa 800 de actori de regiune au fost instruiți. Și colaboratorii agenției și partenerii noștri au preluat bunile practici prin intermediul a 3 vizite de studii efectuate peste hotare. Totodată, după cum știți, Agenția de Dezvoltare Regională execută și asigură secretariatul Consiliului Regional de Dezvoltare. Aici noi am susținut, am asigurat secretariatul pentru 3 ședințe care au fost desfășurate anul trecut a Consiliului Regional. Vreau să spun că au fost aprobate 12 decizii, dintre care, le vedeți, unele sunt foarte importante, ceea ce țin de aprobarea strategiei dezvoltării regionale, cu privire la stabilirea listei proiectelor prioritare înaintate spre evaluarea Comisiei Ministeriale și alte documente care sunt importante pentru dezvoltarea regiunii. Asta foarte succint ceea ce am intenționat să mă includ în timpul care a fost repartizat pentru prezentarea mea. Dacă aveți careva întrebări, eu sunt gata să vă răspund. Sigur că în raportul care dumneavoastră l-ați primit este mult mai desfășurat și este mult mai explicit ceea ce ține de activitățile care au fost întreprinse de către Agenția Dezvoltării Regionale Sud în anul 2016. Dacă nu vom întreprinde ceva foarte important și serios,
vom fi niște spectatori pasivi care nu vom decide absolut nimic. Poate vom fi distrați puțin. Niște concerte, o masă, un furșet, ceva. În rest, absolut nimic. Am ascultat, am citit în primul rând foarte atent raportul, l-am ascultat, am atestat că în raport se vorbește despre dezvoltarea economică, este unul din cele mai importante domenii și este una din competențele principale Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Am ascultat chiar și în discurs că va întări capacitatea instituțională pentru rezolvarea problemelor din regiunea Sud. Sunt surprins. Am impresia că mergem, pur și simplu mergem, în limba rusă spune, în asta machioc. Sunt cineva care rezolvă câteva întrebări. În principiu, asta este doamna Coleșov. Agenția de Dezvoltare Sud a substituit completamente ceea ce trebuie să facă Consiliul Regional de Dezvoltare. Data trecută am expus niște pretenții privind faptul că n-am primit la timp proiectele în decizie. Am adresat după aceasta o cerere prealabilă, am primit răspuns la doamna Coleșov că totul e perfect. În numele Consiliului Regional îmi răspunde și în numele ADR, Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Am acționat în judecată aceste proiecte care au fost aprobate data trecută. Nu din cauza că îmi pare rău că pentru cineva s-a votat, cineva a intrat, dar mă interesează foarte mult principialitatea. Noi lucrăm aici sau suntem invitați pentru a oficializa niște hotărâri, pentru a șterge ochii, de a arăta partenerilor internaționali. Uite, nu am hotărât eu singur. Uite, au votat cu tare sau cu tare. Vă spun sincer, aș putea vorbi mult, dar am impresia că această agenție o interesează în primul rând procedurile de achiziții publice. Procedurile. Shortcut-uri. N-am să aduc acum date concrete. Dar să știți că noi primarii discutăm între noi, avem suficient de multă informație și va fi un mod favorabil și vom reveni la această întrebare. Cunoaștem deja la nivelul Ministerului. Domnul Bânzar este sub o investigație, nu știu la ce etapă este investigația, dar eu cred că investigația asta va fi una care se va mai încălzi, va mai răci, va suferi mai multe etape în acest lucru. Consider că lucrul agenției este nesatisfăcător. Nesatisfăcător. Nici din mandatul trecut proiectele pentru dezvoltare economică, practic, n-au făcut nimic pentru dezvoltarea lor și nici în acest mandat n-au apărat aceste proiecte, n-au trecut aceste proiecte, cu toate că orice administrator, persoană oficială, care are responsabilitate față de națiune, de localitatea din care trăiește, înțelege că, da, noi trebuie să dezvoltăm economia, noi trebuie să facem ceva să avem veniturile noastre. Nu putem parazita la veșnicie pe banii care ne dau de psihotare. Nu este posibil acest lucru. Unde sunt proiectele economice? Eu, data trecută am vorbit, eu cred că erau mai mulți care erau de acord cu mine. Și acum se confirmă acest lucru, că am fost pur și simplu șmecheriți. Am votat toți fericiți, am mers la alegeri, am bătut din palme, cui careva, s-a mai spus, cu dacă îți votez ca lumea, proiectul matare o să fie băgat acolo, duc cuiva, nu o să fie băgat, amenințări, noi cunoaștem toate lucrurile. Noi trăim pe planeta Pământ și suntem în secolul 21. Domnilor, este foarte important să rezolvăm ceva cu această, dacă noi vrem, suntem început de cale. Dacă nu o să ne tăvălim așa, până la sfârșitul mandatului, nu o să rezolvăm absolut nimic. Când pe Ronald Reagan l-a ales președintele țării și s-a adus o carte de 300 de pagini, un raport pe țară, eu zic, eu nu pot citi atâta, dați-mi pe două pagini. Și la sfârșitul mandatului dat pe o pagină, raportul pe țară. Aici raportul ăsta e atât de mare, 200 sau 400 de acele măsuri. Deci pe noi ne interesează lucrul, pe noi ne interesează efectul, rezultatul. Eu n-am văzut o viziune nici acum și nici altă dată privind o diagnoză foarte clară a regiunii Sud. Ce se întâmplă aici? Ce procese au loc aici? Economice, sociale, climaterice și ce propuneri sunt cele mai principale? Ce propuneri sunt? Cum să ieșim din această situație? N-am văzut.
nici nu se observă, nu numai diagnoză, dar nici măsuri. Poate ar nimeri întâmplător la măsurile astea, nu se observă nimic. Noi suntem alături cu Găgăuzia. Găgăuzia e în centrul nostru. Ei au o finanțare mai bună ca noi. Nu numai finanțare din statul Republica Moldova. Primesc finanțări, ajutoare, de psihotare. Eu de unde am fost cu primarul de Cerdolunga și îmi spune că 4 milioane Turkmenia, 8 milioane Turcia și așa mai departe. Rușii le-au dat. Noi ce vrem să facem o disproporție, să provocăm un conflict social aici în sud. De ce au trecut numai atâtea proiecte din sud? Și asta. Noi cunoaștem situația regiunii nord, centru, ci. Aceia sunt mai buni? Noi tot timpul am fost defavorizați în sud. Nu cred să sunt cunoscute. Dacă doriți, ridicați rapoartele economice. A fost la raioane, încă din perioada sovietică. Eu am făcut cândva un studiu pe tema. Noi am fost subdezvoltați întotdeauna. Da, sunt niște domenii la care s-au acordat o atenție poate puțin mai mare. Și când faci calculele astea, nivelul și mai departe, poate să primească niște indicatori care ar, dacă le manipulezi, poți să arăți că, uite, sudul e mai bine decât nord. Dar toată lumea știe că aici sunt condiții pentru agricultură foarte complicate. Am vorbit prea mult. Diagnostica că trebuie să întreprindem ceva foarte serios. Poate să organizăm niște comisii, să modificăm regulamentul. Regulamentul, ce înseamnă? Ministrul numește, el s-a consultat cu 4 persoane și a numit președintele Consiliului. Regulamentul. Comisii consultative. Păi trebuie modificat regulamentul. Ce este regulament? Modificată legea. De ce rut? Comisii consultative. De ce nu sunt aceste comisii? Cine precaută? Aici trebuie să de lucrat. Noi trebuie să adune președinții. Posibil că sunt întrebări care președinții trebuie să adune, să discute. Sau comisii pentru problema cu tare. Eu propun să fie și o comisie de revizie. Să fie solicitat ca în cadrul regulamentului, propunere pentru modificarea regulamentului. Să fie inclus o comisie de revizie. Ce posibilități avem noi să controlăm ce se face? Pentru ce am fost inclus în acest Consiliu Regional? Iată, sunt câteva propuneri care, dacă voi avea posibilitatea, eu cred că am să mai fiu membru Consiliului Regional de Dezvoltare și să mai spun multe lucruri interesante. Mulțumesc! Domnul primar, în primul rând, da, noi suntem în Consiliul Regional și dacă aveți întrebări, probe sau ceva, întrebări cu cadrul și așa mai departe, să nu fie pur și simplu decorați în Consiliu, astfel eu cred că puteți și îți atacați pentru... Înțelegeți, da? Și eu vă rog atunci, noi suntem foarte interesați în dați această informație și nu nouă, da, spun că suntem cu interesați. Nu, Procuratura Anticorupție, vă rog. Unde trebuie implicați, deoarece cum apare. Veniți aici unde mai e comod lângă presă, faceți declarații și mai departe nu promovați mai departe aceste informații. Dacă o dețineți, de ce o țineți? Protejați pe cineva, ascundeți ceva. Asta prima întrebare. Cu Bânzală, informația, da, el a fost depistat pe niște lucruri care au fost făcute și se învinuiește când lucru în 2013 și 2014, suspendat de funcție și după asta, în noiembrie, prin decizia Procuraturii, suspendat de funcție și din noiembrie el nu mai este lucrătorul Ministerului Dezvoltării Regionale, el a scris cer din proprie dorință, gata. El mai mult lucrează, da, este un proces care se investigează și la Procuratura Anticorupție și la CNI, noi nu poate să discutăm, deoarece nu avem nici informații primare și așa mai departe, este un proces de lucru. S-a făcut. Evaluarea total negativă, dați în mod normal că da, trebuie să evaluați lucrul agenției. Da, trebuie, pentru a evalua ceva, trebuie să avem un, nu știu, un sistem de evaluare, da, ce evaluăm, ce acțiuni se evaluează, da, cum se evaluează, este plan și după aceea se evaluează cum planul a fost efectuat. Tot lucrurile acestea sunt în mâinile dumneavoastră. Faceți un plan, bine, planul a fost creat, nu suntem de acord, trebuie făcut unul, două, trei și după asta le evaluați. Dar să fie clar, dar nu așa pe o declarație, noi evoluăm negativ. Bine, dar, mă rog, ce fel de evaluare asta? Prin evaluare, pentru ce se face evaluare în primul rând? Nu pentru a critica, dar pentru a lua măsuri, da, și cam monitorizare, de a lua măsuri. Ce măsuri se poate de luat prin această, pur și simplu, declarație negativă? A doua întrebare. Votat, nevotat cu proiecte care au fost făcute. Eu cu proiectul de am participat atunci la ședința Consiliului Regional de Dezvoltare Sud, am participat la centru, că au fost în aceeași zi. La centru am spus că, la fel, au fost promovate proiecte, că noi am spus că, bine, cunoașteți care este bugetul. Maximum pentru centru până la 400 ceva, nu țin minte, spunem așa, 400 milioane de lei. Voi înaintați la CLD proiecte în total, în sumă totală 1,6 miliarde.
Și după asta arătați cu degetul chestia. Secretațiile aici, dumneavoastră semnă, nu eu votez. Votați-le aici și după asta, dacă în sumă totală, gata, toate proiectele le trebuie. Pe cum să ne merge? Am pretipinat și pe colegii dumneavoastră din Regiunea de Dezvoltare Centru. Voi nu utilizați dreptul vostru de a selecta și de a vota. Puneți că bine, transmitem pe toate la Chișinău pentru selectarea la Comisia Interministerială, care nu are altă opțiune când se taie 2-3 din proiecte. Din 1.600.000 trebuie să rămâne cu 450 milioane ceva de felul ăsta. 2-3 trebuie să fie tăiat. Și după asta, puteți să arată că iată la Chișinău, nu numai că ministerul un singur vot în grupul interministerial, cunoașteți care companiază. Cum asta face? Nu utilizați dreptul dumneavoastră și după asta arătați pe cineva cu dești dezvoltare economică. Cunoaștem care este situația, da? Proiectul care a fost, eu înțeleg de unde toată zarpa asta, proiectul cu parcul industrial Cimșlie. Nu au cumulat puncte normale. Ce privede, da? 70 milioane, cu finanțare 78.000 pentru proiectare. Se cere din FNDR. Rețea de viaductul kilometru 100, drum interior kilometru 200, o stație de pompare, sistem de canalizare kilometru 200, regulare de scurgere de apă 600 de metri, un regulator de presiune gaze naturale, o rețea de aprovizionare cu gaze și o stație de transformare. Se cere. Rezultate care obține populația în baza acestei investiții și numai acestei investiții. Nu este vorba despre cofinanțare, cum se cere. 10% creșterea veniturilor din regiune, iată cu ăștia kilometru 200 de metri, da? Investiții în mărime de 15 milioane și așa mai departe. Creșterea cifrei de afaceri în regiune sud cu 15%. Băi, nu cum? Ceea ce spuneți, cum un expert care ridică această informație poate să spune că într-adevăr este proiectul realist? Nu, eu nu spun. Dacă chiar și nu sunteți experți și eu nu sunt expert în mediul de afaceri. Nu e că nu mă citim cifrele iese, nu vorbesc de peculiarități mai devreme. Cum poți spune că este un proiect realist? De atât vă spun, nu este inclus în POR, o să fie votat. Avem suport de la parteneri de dezvoltare, experți independenți, nu noi le-am selectat, să știți. Lucrați împreună, poate trebuie prelucrat, poate trebuie de modificat cumva. La ședința CNTDR noi am explicat la toți. După nu este un proiect, nu este un document mort, este un document viu. Proiecte din POR cu învățările necesare, dacă sunt, pot fi votate și studiate încă o dată. Dar nu așa o măsură, și facem drumul și gata. De ce cu calea de producție, cine se ocupă cu asta? Blocul administrativ și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Atât de întrebări. Și dacă noi investim și avem, slavă Domnului, avem și experiență negativă, avem și experiență pozitivă. Și așa, pur și simplu, prin acestea, de atins aceste rezultate, și dacă noi facem, investim și după asta la fel raportăm. Nu aici, dar la Fondul Național de Dezvoltare Regională și Consiliul Național. Dacă noi investim, ce ați aștepta? Creșterea numărul de întreprinderi mici și mijlocii cu 50%. Au crescut din 10 km 200. Iată despre ce noi vorbim. Nu că ideea e bună. Nu că ideea nu e bună sau nu e bună. Prezentarea ideii ca concept nu era clară pentru toți membrii Consiliului Interministerial. Nu au putut să treacă cu așa niște condiții. Cum după asta raportăm la rezultatele acestui proiect? Regulament este votat de către Consiliul Regional de Dezvoltare. Propunerea regulamentului este documentul care aparține 100% dumneavoastră. Ministerul nu reglează. Unicul lucru care a fost făcut prin aprobarea hotărârii de guvern cu privire la aprobarea regulamentului tip, sau regulamentul cadru, este regulamentul cadru. După asta, voința dumneavoastră, cum de modificat, ce de modificat. Cu fortificarea capacităților Consiliului Regional de Dezvoltare. A fost apropiat de deja. Noi cunoaștem acest lucru, că într-adevăr, trebuie să fiți mai activ. Nu că mai activ, nu că ca persoană, ca fiecare, ca Consiliul Regional de Dezvoltare trebuie să aibă un rol cu mult mai mare. Și nu numai pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și pentru regiune, și pentru alte ministerii. Asta este indicat și în analiza neajunsurilor care este stipulată în Strategia Națională de Dezvoltare Regională, care a fost aprobată prin lege anul trecut în octombrie. După asta, împreună cu GIZ, iarăși, noi n-am participat, să fie imparțial, GZ cu experții lor angajat din Marea Britanie, de unde am mai fost, au discutat în fiecare regiune de dezvoltare cu diferite cu reprezentanți, și din prezentații pe nivelul 1, 2, mediul privat și societatea civilă. Care sunt propuneri, da, care sunt probleme, bine, că nu, poate și nu le cunoaștem din Chișinău toate problemele, da, nu că poate, nu le cunoaștem toate problemele din regiune, asta e clar.
Au fost făcute acestea. Sunt propuse niște modificări. Cum se poate de făcut? Grupuri specializate sau grupuri de lucru sectoriale de care ați menționat. Tot normal, la nord a fost votat, da? A fost câte un reprezentant la pe nivelul 1, 2, de la toate 4 reprezentanți pentru a elabora regulament cu privire la crearea și activarea grupurilor de lucru. Nu ministerul sau agenția responsabilă pentru a crea aceste grupe și a elabora regulament. Noi am spus de la bun început. Băi, aveți tot suport din partea noastră, aveți suport și logistic și financiar din partea GZ-ului. Da, elaborarea regulamentului, acest regulament, trebuie să fie numai cu Consiliul Regional de Dezvoltare și trebuie să asume această responsabilitate. Și după asta să vină și cine o să fie selectat ca membru grupului de lucru pentru elaborarea regulamentului și crearea grupului, să vină și să raportezi, băieți, iar noi am fost încălăriciți din partea Consiliului pentru a selecta elaborarea regulamentului, selecta grupul de lucru sectorial și așa mai departe, iar care sunt rezultate. Pentru asta și tindem, mai mult cât atât, pentru până această situație, că nouă lege, nu așa, trasatul acela, nouă lege cu privire la dezvoltare regională. În contact cu strategia dezvoltare regională din 2018-2019, sesiuni de tranziție, după asta toate achizițiile, implementarea proiectului trebuie să fie transferate către administrația publică locală. Acum suntem cu nouă lege în etapa de tranziție. Dar noi vrem că, într-adevăr, să fie responsabilitatea mai mare de partea PLR-ului. Asta e înscris în strategie, strategia aprobată prin lege. Asta deja e lege. Acum, prin nouă lege de dezvoltare regională, noi cum mecanisme cum noi transferăm acestea și cum împuternicim, cine este responsabil din partea apelierilor, cum se face acest transfer, că cunoaștem dacă, bine, la centrele raionale încă mai sunt capacități, dar sunt uneori sate mai mici și nu pot spui că primarul are capacitate și în drumuri, și în apă, și în iluminat, și în grădiniță, și mai departe. Sau trebuie să fie un manager de proiect angajat, ceva de felul ăsta. Urmează să discutăm și acest lucru. Sunt lucruri care, într-adevăr, foarte necesare, doar unică pur și simplu propoziție. Dacă vreți criticați, haideți constructiv, cu propuneri concrete. Așa pur și simplu ați zis, da, ia că acolo, aici, nu ce care e folosul în asta. Ia că pentru noi, pentru noi, scuzați pentru foarte emoționat. Investiții. Și ultimele, că investițiile care în regiunea Sud au fost, iar că toate investițiile care au fost făcute din FINIDRN, din 2018-2016. Informația oficială care mâine urmează să fie prezentată la Consiliul Național și așa mai departe. Nordul 338 de milioane, Centru 333 de milioane, Sud 352 de milioane. Unde e dezechilibru? Mai mult că atât, noi avem plângeri și de alte regiuni de dezvoltare. Că dacă se pare pe Căciua, poate? Din 2011-2016, din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Noi nu vorbim despre de alte fonduri. Vorbim despre FINIDRN. Trebuie să cunoaștem care sunt funcțiile ADR-ului Sud, care sunt Consiliului, care sunt Ministerului, care sunt legile, care viziunea noastră, poate nu ne plac, dar sunt legi și trebuie să le îndeplinim, care sunt regulamentele care le-am aprobat, ne plac, nu ne plac, dar sunt aprobate de noi. Adică n-ar fi bine, spunem tot, clar și grămadă, la prima întrebare. Vremea 2016, dacă e notă sau apreciere, s-au îndeplinit toate programele care au fost aprobate și cu atât mai mult ce se reține administrația ADR-ului. De ce? Bine, stimați colegi. Da, o mică soluție, care e soluție fără asta. În genere, tot timpul am fost contra raioanilor și fondurilor. Per capita. Înțelegeți că minimalul este per capita și la administrația publică locală și mai departe administrația publică locală, împreună cu Consiliul Local. Noi știm ce avem de făcut acolo în teritoriu. Trebuie să o înțelegem. Deci per capita. Nu trebuie să existe niciun fel de raion și niciun fel de fond. Asta e o părere bună și subiectivă, deși eu știu că sunt foarte mulți primari care susțin ideea. Deci simplificat total. Este nu mai elaborează politici. Banii au venit, pac, să duc per capita prin diferite articole. Drum, ecologie, pac. Și noi acolo, de acolo fiind primarul, fiind ordonator de credite, noi putem și să luăm niște credite, dacă nu ne ajunge ceva și vrem să facem acum. Dar noi știm că la viitor ne vin bani. Ia ca soluție. Dar noi stăm aici și ne batem și aici și tot timpul să fie sfadă, tot timpul noi să ne sfărim așa, la nord, la nord, aici la sud, că noi suntem așa, și așa mai departe. Per capita a venit prin legi la revedere, nu avem nimic treabă, ne-am întâlnit, ne-am dat bună ziua și am zâmbit unul la altul. Soluție. Bine, cine mai dorește? Replică.
Bună, și aceeași întrebare, odată puteți să vă ridicați. Hai, dar să trebuie proiectul. Chiar eu aș vrea și eu două cuvinte, vă zic. Noastră ați ridicat întrebarea cum a fost investit în funcție președintele Consiliului de Jucare. Este regulament. Dar eu chiar am ea, dacă vreți, vă ofer noastră locul acesta. Eu sunt președinte de rând și am atât de lucru ca și noastră. Din câte nu am de loc. Și particip la toate, pentru că direcția are un de lucru. Și particip la toate întâlnirile, seminarele, acolo unde sunt invitat, doamna directoare tot timpul poate și are careva, deci super, dar eu nu reușesc. Și de ce nu tare mă bucur de această funcție și dacă trebuie de acum vă spun și mă așez locul noastră acolo. Nu vreau să fiu secretar la toate ședințele, ce... nu vreau. Dacă s-o puteți cândva s-a încălcat, atâncați-o judecată, da, pute? Vreau să spun că am luat cuvântul pentru a-mi spune părerea. Așa. Păi părerea, eu v-am răspuns. Că în discursul domnului vicinistru am înțeles că sunt mustrat. Sunt mustrat pentru că n-am fost public. Al doilea întrebare. Eu sunt deja pentru un raport prezentat pe pagina agenției, că deja sunt privit ca un dușman agenției. Raportul cu investiția din 2011 sau deja, că numai 400 de metri cub de apă noi epurăm în lună la stația de epurare. Vă spun, sunt niște chestiuni care deja mă alarmează. Eu aș vrea ca membru Consiliului să am rezultate în lucru, să facem ceva, să rezolvăm ceva. Dar dacă dumneavoastră ne împingeți la aceea că toate să le dăm la dumneavoastră și pe urmă să nu primim nimic, asta e totul. În principiu, partea industrială. Aici tot face niște speculații. Îmi face impresia că tot nu înțelegeți ce înseamnă partea industrială. Ca lume. Nu? Pentru asta am fost cu miniștri, cu viceministri în România, special să vreau partea industrială. Dar nu m-am referit la parcul industrial când am luat. Toate proiectele, stimați colegi, toate proiectele sunt importante pentru toți. A fost foarte multe discuții atunci când am fost ca concepție, cele 100 am discutat, tot cu dumneavoastră. Deci, eu zic, toate sunt importante. Fiecare primar, fiecare președinte de raion își dorește ceva să facă în localitate sau în raion. Nu toți ne dorim. De audiere raportului, implementarea strategiei de dezvoltare regională în sud, pe anul 2017. Cine este pentru loc și votare? Deci planul este împărțit identic cu obiectivele care sunt în strategie de dezvoltare regională și anume asigurarea accesului la servicii și utilități publice, creșterea economică echilibrată și durabilă și consolidarea guvernanței regionale. Pentru fiecare din aceste obiective se împarte și în măsuri identice ca în strategie. Pentru 2017, la măsura drumurilor regionale și locale, se planifică reparația și modernizarea drumurilor de importanță regională Spirin din orașul Cacul. La sfârșitul acestui an planificăm să avem 2-3 km de drum construit și să avem actul de primire de dare semnat. De asemenea, încă nu am, în planul care l-am făcut, încă nu avem incluse proiectele care vor fi finanțate din DUC anul acesta. Astfel, am aflat abia seara ieri că a avut loc această decizie a guvernului și urmează parcurs să includem și aceste proiecte. Însă la toate aceste proiecte avem niște activități care trebuie să le facem și anume aceste vor fi ajustarea cererii și semnarea acordului de finanțare, organizarea și bună desfășurare a procedurilor de achiziții publice, semnarea contractului cu operatorii economici și deja începerea lucrurilor asupra proiectelor. Ce ține de aprovizionare cu apă și canalizare, aici de asemenea avem două proiecte mari, MSPL Cacol și MSPL Leova. Cacol este la un stadiu mai avansat. Se include două proiecte, și anume construcția sistemului de canalizare în satul Roșu. Aceasta, prima etapă a acestui proiect deja a fost efectuată și terminată anul acesta, pentru anul trecut. Pentru 2017 se planifică etapa a doua de proiect, și anume branșarea gospodăriilor individuale la sistemul magistral construit de anul 2016. Astfel, la sfârșitul anului planificăm să avem 935 de branșeri ale localităților din acest sat. Vreau să menționez că aici
există o finanțare din partea Guvernului României în valoare de 190.000 de euro și urmează să mai găsim finanțări până la suma totală de 16 milioane de lei care trebuie pentru a finaliza proiectul. Pentru construcția viaductului magistral Cacul, Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interne comunele Lebedincu, Pedenei și Căvănoasa, în anul 2017 se planifică realizarea, actualizarea proiectului tehnic al acestui proiect și construcția porțiunii de viaduct magistral între satul de orașul Cacul și Lebedincu. De asemenea, la această măsură se planifică înregistrarea operatorului regional Cacul în anul 2017, sportul GIZR. Pentru MSPD Leova, în 2017 se planifică construcția 23 de km de magistrală între Leova și Argara. Chiar dacă acest proiect se află la un stadiu mai puțin avansat decât cel din Cacul, anul acesta se planifică și construcția stației de captare a apei din râul Cud. De asemenea, acestea implică și activități de ordin soft, cu investiții în soft, și anume studiu de analiză diagnostic și un plan de afaceri pentru operatorul regional din Leova și studiu de referință la etapa inițială privind nivelul de satisfacție a populației. Studii de fetabilitate pentru zona 1 și 2, care, cum a spus și doamna Maria, sunt finanțate de Agenția CEC pentru Dezvoltare și beneficiarul acest proiect este Ministerul Mediului, credem că vor fi elaborate în acest an. De asemenea, în cazul zonei de management 3, care este la un stadiu mai avansat, se planifică semnarea acordului de mediu și nota informativă privind situația curentă și schimbarea destinației terenurilor în această zonă. Pentru eficiența energetică, aceasta include două proiecte care au fost identificate în cadrul procesului de planificare regională sectorială, și anume eficiența energetică a rețelelor Constantin Spătaru și Leftul Stoi din Leova și a liceului Matei Basarab din orașul Basarabeasca. Pentru 2017, la acest proiect se planifică mai multe activități de ordin soft, și anume selectarea măsurilor de investiții pentru a fi incluse în caietul de sarcini, lansarea achizițiilor publice privind elaborarea proiectelor tehnice și elaborarea acestor proiecte propriu-zis. Deci, trecem la obiectivul 2, creșterea economică echilibrată și durabilă, și una din măsuri este planificarea dezvoltării economice și turistice. După cum am spus, în 2016 a fost inițiat lucrul asupra PRS-ului în domeniul turism și economie, infrastructură de afaceri, iar pentru 2017 avem următoarele activități. Pentru PRS-ul în turism, deja a fost efectuate consultațiile publice pentru acest document și în ședința de azi urmează a fi aprobat acest document. În cazul PRS-ului în domeniul infrastructurii de afaceri, acesta se află un pic mai urmă față de primul și pentru acest an se planifică a fi făcute trei grupuri de lucru regionale sectoriale în care se va discuta mai multe cum va arăta viitorul document și a consultațiilor publice, care urmează să fie făcute cam în luna iunie, iar după acestea să fie prezentat la aprobare Consiliul Regional de Dezvoltare. De asemenea, o activitate de amploare, spun eu, pentru noi ca specialiști ADV, este elaborarea studiului privind potențialul investițional al regiunii de dezvoltare regională. Astfel, în a doua jumătate a anului, planificăm ca noi, specialiști ADV, cu suportul unor experți care urmează să-i căutăm, să facem acest studiu, pentru că știm că anume regiunea de dezvoltare sud este cea mai deprivată la acest sector și avem nevoie de investiții mari pentru a-l dezvolta. Deci, ceea ce ține de dezvoltarea infrastructurii de afaceri și obiectivelor turistice, în contextul elaborării PRS-urilor, planificăm să dezvoltăm niște note conceptuale. Și anume, pentru ambele în acest domeniu, planificăm să dezvoltăm câte 4 note conceptuale și din aceste 4, câte 2 să le dezvoltăm mai departe pentru a putea fi depusă la diferiți parteneri de dezvoltare internațională pentru a obține finanțare pentru acestea. Proiectele de care vorbim, nu vorbim doar de infrastructură hard, dar și de soft. O altă dezvoltare capacităților actorilor de dezvoltare regională. La acest capitol am elaborat programul de studiu pentru 2017. Acesta include 6 module, printre care cele mai importante sunt legate de statistica regională, și anume utilizarea indicatorilor statistice regionale și modelul de vizualizare acestora. Acesta va fi, angajații ADR vor fi instruiți în cadrul proiectului STATREC. Va fi de asemenea un modul de instruire legat de instruirea operatorilor și APD-urilor în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în cadrul proiectului MSPD.
Păi, de asemenea, se planifică că un modul din studiile pentru membrii CRG organizat de GIZ și adresul planifică o sesiune de instruire ce ține de cooperarea transfrontalieră și atragerea de investiții prin proiectele transfrontaliere. Ceea ce ține de eficientizarea activității operaționale Institutului de Dezvoltare Regională, pentru 2017 sunt planificate organizarea a 4 ședințe a Consiliului Regional de Dezvoltare, pentru care asta este prima, și de asemenea planificăm elaborarea 4 buletini informative electronice și împărțirea la toți actorii interesați din regiune. De asemenea, planificăm toate informațiile legate de activitatea ADR sau care influențează într-o cită activitatea ADR vor fi plasate pe site prin diferite comunicate de presă. Ce ține de promovarea regiunii și atragerea investițiilor, pentru 2017 planificăm să organizăm mai multe evenimente, printre care Ziua Ușilor Deschise la ADR, Ziua Europei, o conferință de promovare a potențialului investițional. De asemenea, planificăm să participăm la diverse evenimente de rang național, organizate de partenerii noștri, cum ar fi MIEP, ODIM-ul, Asociația Oamenilor de Afaceri. Pentru 2016, continuăm să consolidăm relațiile cu partenerii deja existenți, cum ar fi cei din Letonia, regiunea de planificare Zemgale, care acord de colaborare cu care sperăm că urmează a fi semnat pentru acest an. De asemenea, suntem interesați să căutăm cât mai mult parteneri și să ne dezvoltăm capacitatea noastră de cooperare cu partenerii din țară și de peste hotare. La capitolul atragerii investițiilor este unul foarte important, mai ales în contextul în care avem programul operațional regional cu o grămadă de proiecte care rămân fără finanțare identificată și planificăm să acordăm o atenție deosebită pentru această măsură pentru a identifica și a atrage mai multe surse de finanțare. Și la capitolul monitorizare și evaluare a strategiei de dezvoltare regională, specialiștii ADR-SUD urmează a realiza rapoarte trimestriale pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, cu informații despre procesul de implementare a strategiei și proiectului și activitatea operațională a ADR. De anuale sunt rapoartele care sunt prezentate dumneavoastră și Ministerului. Acestea sunt legate de progresul înregistrat în implementarea strategiei de dezvoltare regională. De asemenea, pentru anul 2017 trebuie să facem și raportul final la implementarea programului operațional regional 2013-2015. Acest plan este o formalitate pură, poate chiar ar putea să fie un plan interior a agenției, nu consiliu. Agenției, asta ar putea fi aprobat în prezență. Dar pentru noi, și tot reieșind, între aceea și au hotărât alții. N-am hotărât noi. Mulțumesc. Deci, consider că planul acesta a fost elaborat în baza strategiei în care noi am activat ca grupe de lucru, noi ne-am expus părerea, noi am făcut dezbatere publică, noi am participat la toate procedurile. Și acum este un produs care, până la urmă, consider că nu sunt, ar fi atât de categorie cu sub la îndoială sau ce-am omis. Sunt alte probleme pe care noi trebuie să le acordăm astăzi și punem niște accente și niște soluții să găsim. În referitor la planul, de exemplu, a fost membru al grupului de lucru și consider că comunicarea care a fost acum este pentru mine așa o apreciere negativă a activității și efortului pe care l-am depus. Mulțumesc. Mai sunt vă cuvânt. Spre promovare. O propunere am și eu, dacă permiteți, un lucru, un comentariu mic. Trebuie să înțelegeți că dezvoltarea regională sau agenția de dezvoltare regională nu poate să fie panacee pentru toate problemele existente în localități și regiuni. Dar pentru agenția de dezvoltare sunt, aș recomanda ca în planul de activitate să fie incluse anumite rapoarte în urma evaluării proiectelor care deja au fost implementate și să vină către dumneavoastră cu informația despre faptul cum administrațiile publice locale, beneficiarii proiectului de dezvoltare regională, își respectă anumite angajamente luate în cadrul implementării proiectului. Și dacă veți considera necesar, poate acești aplicanți, acești beneficiari proiectului să fie invitați către dumneavoastră să
prezinte informația cum s-a schimbat viața cetățenilor în urma implementării anumitor proiecte, dacă este acest lucru posibil. Dar dacă aveți anumite propuneri pentru a modifica planul de activitate a agențiilor, sunteți liberi să faceți aceste propuneri. Agenția de Dezvoltare Regională cred că este receptivă pentru a prelua această informație și a completa acest plan cu activități concrete propuse de dumneavoastră. Sunt doritori. Doar de cuvânt. Nu sunt. Atunci spun votul acest proiect de decizie. Privire la planul de implementare a strategiei de dezvoltare regională sud, pe anul 2017, cine este pentru așa o dată? Împotrivă?